Bucovina este partea cea mai frumoasă a țării noastre, raiul Moldovei, țara presărată cu biserici și mănăstiri, zidită de luminații domni ai Moldovei, scria poetul Mihai Eminescu despre acest tărâm de poveste, cu o istorie zbuciumată. O parte din sufletul Bucovinei a fost prezent în București, la târgul de turism, pentru a ne aduce daruri și vești despre raiul Moldovei. Bucovina reprezintă atât pentru turiștii români cât și pentru cei străini o zonă importantă și foarte atractivă din țara noastră. În primul rând pentru peisajele deosebite, pentru monumentele UNESCO pe care le avem, respectiv bisericile cu fresce exterioare, pentru gastronomia bogată, pentru meșteșugurile și tradițiile care la noi se păstrează și transmit generațiilor viitoare, pentru evenimentele pe care le organizăm, pentru formele de turism care se practică la noi. Ca autorități publice locale încercăm să facem proiecte de anvergură. Avem iarăși Hora Bucovinei, Pelerin în Bucovina, Crăciun în Bucovina și multe alte evenimente și festivaluri pe care le organizăm, tocmai pentru a prezenta întregii lumi ceea ce avem noi mai frumos și mai bun. Acum 3 ani, Mirela Anechita a pornit la drum cu proiectul Turist în Dolhești, pentru a face cunoscută mirifica Valea Șomozului din sudul județului Suceava. Suntem din Dolhești, județul Suceava, o comunitate unită care în jurul comorilor care le-am descoperit acolo în comuna noastră, am hotărât să facem un proiect. Proiectul se numește Turist în Dolhești, prin care să arătăm nu doar țării, ci întregii lumi ce am moștenit de la înaintașii noștri și să punem lumina pe aceste valori pentru ca ele să fie în continuare predate și celor care urmează, asta luând ca o responsabilitate din partea noastră, pentru că dacă nu vom înțelege că poate avem și această menire în lume, cu siguranță ce am moștenit în timp, cât de repede se va pierde. Cântă cucu, bată-n vina, de răsună Bucovina. Care sunt proiectele asociației în această zonă? În primul rând, comorile, cred că cea mai prețioasă comoară sunt oamenii. Deci întotdeauna voi începe cu comunitatea, cu sufletul oamenilor din Dolhești și nu doar din Dolhești, de pe toată Valea Șomuzului, pentru că sunt oameni deosebiți care au ca valori deosebite bunătatea, cinstea, smerenia și în același timp ospitalitatea. Deci oamenii vor fi întotdeauna cu inima, sufletul deschis să îi primească pe cei care vor să vină și să ne viziteze. Știu că există meșteșuguri vechi în zonă și că aveți un program, un proiect referitor la traseul acestor meșteșuguri în zonă. Pentru că vorbim de oameni, asociem cu ceea ce știu să facă și meșteșugarii chiar sunt comori vii care încă se găsesc la noi acolo în sat. Nu sunt mulți, meserii au fost foarte multe, că am aflat multe povești după ce am demarat proiectul. Noi sperăm să renodăm, să se readucem parte din meseriile care sunt sau măcar cele care le avem acum să rămână și să fie învățate de cei tineri. Și aici pot să vă spun că avem Cojocar, care este renumit în toată zona și care încă își practică meseria și e un om destoinic, un om care e implicat în proiect și un susținător al nostru. Avem Fierar, care este a treia generație în fierărie și folosește ustensilele care le folosea străbunicul.
Avem țesătoare, avem femei care cos, care cos diferite obiecte decorative pentru casă. Avem oameni care știu să împletească coșuri, sunt oameni care știu să facă chirpici, cărămidă din lut, cum se făcea odată. Poate nu este un meșteșug, dar faptul că încă mai avem crescători de animale, pentru că oamenii care vin la țară totuși mai găsesc un loc sub pădure unde e o stână și acolo pot să vadă tainele acestei meserii. Cântă cucul într-un brădus, de răsună în Cernăul. În 2005, un om al satului care m-a influențat foarte mult, adică m-a inspirat, nu influențat, să începem cu proiectul ăsta, Poștașul Satului, a înființat un ansamblu folcloric, se numește Străjerii Dolhești Mici. Și oamenii, fără finanțări din exterior, au pus mâna de la mână și au scos din lăzile de zestre vechile costume și astfel promovează obiceiurile și tradițiile de iarnă în perioada sărbătorilor și au niște programe care sunt autentice și sunt deosebit de apreciate de întreaga țară și în timpul anului dansurile populare, cântece vechi, care sunt chiar din perioada primului război mondial în acel grup. Am conceput un tur dolheștean și în acest tur dolheștean, turiștii care vin pot să viziteze într-o zi sau mai multe zile, depinde de timpul disponibil, mai multe locuri. Noi de obicei așa începem, cu Biserica Hatmanului Șendrea. Apoi avem un domn învățător, domnul învățător Cărăbuș Vasile, care are o colecție muzeală a lui personală cu obiecte adunate în timp și care este foarte valoroasă. După muzeul domnului Cărăbuș, mergem la Dolhești Mici, unde facem o oprire la o moară. Moara este într-o clădire modernă, dar are o poveste. Pietrele de acolo sunt vechi. Omul, chiar dacă moara funcționează electric, povestea morii este chiar impresionantă și faptul că e lângă Șomuz și acolo, pe Valea Șomuzului, în vechime, existau foarte multe pive, adică piuăi se mai spune, ateliere unde se făceau stofa, din care se făceau sumanele. Și oamenii de la noi chiar se numeau trăistari. Traista este unul dintre simbolurile noastre, pentru că își puneau sumanele în traiste și plecau să le vândă în țară. Anul trecut am inițiat un drum care îl numim drumul Mămăligii, ca cei care vin acolo, pentru că am avut turiști și din străinătate, care poate nu au avut ocazia să vadă cum arată un lan de porumb sau cum ajunge să fie făina pusă în mămăligă, îi ducem, dacă e vară, îi ducem la lanul de porumb și le arătăm. Dacă e toamnă, cum se despănușează manual, dacă e iarnă, cum e depozitat, cum se fac grăunțele care ajung acolo. Și la final, deci mergem pe la meșteșugari, trecem pe la cojocari, pe la fierari, pe la țesătoare, oprim într-un punct unde este o casă tradițională, foarte frumos amenajată, e casa părinților mei și acolo arătăm iarăși, pot numi tot o comoară, un tezaur, partea de gastronomie, dar mâncarea aia țărănească. Deci, credeți-mă, tot ce este mai autentic și mai vechi este foarte bine primit și apreciat. Și la final, ca să fie așa atmosfera pe deplin strălucitoare, ansamblu folcloric, depinde de perioadă a anului, vine și își prezintă un program pentru cei care vin să ne viziteze. Cântă cucu bătăr vină, de răsună Bucovina.
Tot aici, la târgul de turism, l-am întâlnit pe Florin Cramariuc, un maestru al lemnului, președinte al Asociației Meșterilor Populari din Bucovina. Această asociație a luat ființă acum aproape 20 de ani, este prima asociație de meșteri din România și mulțumim lui Dumnezeu că funcționăm și facem față tuturor vicisitudinilor vremii cu care ne confruntăm. Am ajuns să scoatem un pliant anual în care arătăm munca meșterilor, îi promovăm, după cum vedeți și la târgul de turism, prin pliante și am vrut ca în această asociație să intre toți meșterii adevărați din toate domeniile care există în Bucovina. La noi în Bucovina se practică încă cu succes majoritatea meșteșugurilor tradiționale, prelucrarea lemnului, ceramica, prelucrarea pieilor, prelucrarea fierului, împletitul din nuiele, țesutul și nu în ultimul rând încondeierea ouălor pentru care suntem renumiți în toată lumea. Dumneavoastră sunteți ceea ce se numește un meșteșugar al lemnului. Meșteșugar care a preluat tradiția de la bunic. Am făcut o școală de specialitate, iar la școală mi-am întâlnit și actuala mea soție. Și ea este tot cioplitor în lemn și din 78 lucrăm împreună. Care sunt produsele pe care dumneavoastră le faceți? De exemplu, dacă ar veni cineva acum să-mi dea o comandă, să-i fac o casă din lemn și să o dotez cu toate produsele cele necesare traiului făcute din lemn. Deci aș putea să fac așa ceva. Deci de la lingura de lemn până la casa de lemn, totul se poate face. Doar voință și răbdare. Știu că faceți parte din comunitatea Huțulilor. Ne puteți spune câte ceva despre această comunitate? Huțulii s-au evidențiat cu anumite meșteșuguri și cu creșterea acelor cai huțuli foarte renumiți. Câteva dintre meșteșuguri ar fi încondeierea ouălor, prelucrarea metalului și, nu în ultimul rând, prelucrarea lemnului. Au fost duși în altă țară, dar se-ntorc la primăvară. Ultima comună ar veni comuna Breaza, urmează Moldova-Sulița, izvoarele Sucevei, este pe Valea Moldovei și coborăm pe partea cealaltă, pe Valea Moldoviței, avem Ulma, Brodina și Moldovița. Sunt ultimele enclave huțule, ca să zicem așa, restul aflându-se dincolo de graniță în Ucraina. Eu m-am născut în Breaza. Deci dacă veneai acum 30-40 de ani în urmă în Breaza, se vorbea așa, un amestec de ucraineană, rusă, deci nu este nici ucraineană curată, nici rusă curată, este un amestec între cele două limbi, dar dacă treceai în Botuș, se vorbea pur românește, nu știa unul o babă să vorbească această limbă huțulă. Ia vas, ajutoriu do Breaza, prihoditi u nas, tam duže, duže faino. Veniți la Breaza, căci la noi este foarte, foarte frumos. Încondeiatul ouălor este o veche tradiție în Bucovina. Pentru acest meșteșug îți trebuie pasiune și multă răbdare. Mă numesc Flocea Viorica, sunt meșter popular din comuna Fundul Moldovei, câmpul moldovenesc. Păstrăm tradiția, de la mama, de la bunica am învățat și păstrăm tradiția. O ducem mai departe. În general, motivele noastre din Bucovina și le luăm și le lucrăm și ne inspirăm din ei, din ștergare, din laiecere,
fiind o zonă de munte, deci ne inspirăm doar din ce lucra bătrânii noștri. În general, ouăle de la noi, din zonă, pe geometric merge mai mult. Nu frunze, flori, pentru că ouăle făcute cu frunze și cu flori din partea șesului. Facem și din natură, da, cu cârja ciobanului, crucea, normal că o băgăm în ouă, în model. Dar în mare parte asamblăm și modelul de pe cămăș. În general, culorile la noi doar pe maro și negru, nu zona noastră de la fundul Moldovei, pe maro și negru. Așa am, din moș frumos așa merg și așa mergem. Lucrez doar cu ceară naturală de albine. Doar cu ceară naturală de albine, bineînțeles topită. Topită la o temperatură de, lucrăm cu chișiță. Deci atât pentru un orificiu intră ceara, cât ține în orificiu fierbinte, atâta putem lucra. Ouă de rață, scoase conținutul ca să țină, că ține foarte mult, că dacă ar avea conținut, n-ar ținea. Țin și 100 de ani. Da, cam asta e. Iasă așa de... După aia facem un contur. Un contur cu negru. Îl schițăm. După care îl umplem cu culori. Maro, bejuri. Dacă vă uitați pe ouăle astea, toate sunt câte o bucățică din ie. Am o fată care mă ajută și facem și plus de asta am un atelier acasă în care chiar școlile, taberele care trec și vreau să fac un curs de codierea ouă, pot să vină. Ajutăm tineretul să învețe, de ce nu? E și frumos, ceva frumos. Sunt manager la Asociația Produs în Bucovina și reprezint la Târgul de Turism asociația noastră. Vă prezentăm din partea, din zona Bucovinei, produse tradiționale. Am venit la acest eveniment pentru a arăta bucureștenilor și țării produsele noastre, cozonacul, care doar în zona noastră se face așa de bun. Avem zacuscă dulceață, făcut de producătorii noștri din zonă. Avem și produse din carne, brânză, sucuri naturale care sunt făcute tot în zona noastră. Pentru mine Bucovina înseamnă munte, verde, frumos, oameni deosebiți. Vă aștept cu drag în Bucovina. Pentru mine Bucovina înseamnă colț de rai. Bucovina pentru mine înseamnă acasă. Pentru mine Bucovina înseamnă spiritualitate.